Cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, în debutul campaniei Porți Deschise spre Comunitate, din acest an, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a inițiat un schimb de experiență cu regiunea Cernăuții din Ucraina și raionul Soroca din Republica Moldova. În acest sens, pe 4 aprilie a avut loc o primă întâlnire cu specialiștii din cadrul serviciilor de asistență socială din Republica Moldova. Întâlnirea, care a avut un caracter informal și informativ, a creat o punte de legătură între specialiștii DGASPC și specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca și deschide seria acțiunilor din cadrul celei de-a cincea ediții a campaniei Porți Deschise spre Comunitate. Delegația din Republica Moldova a dorit și vizitarea unor centre din municipiul Suceava, astfel încât partea a doua a întâlnirii a constat în vizitarea complexului Blijdorp, o nouă viață Suceava și a casei de tip familial Colț Alb Suceava. Începând cu luna aprilie și până la deschiderea porților în luna iunie, pe parcursul acestei campanii vor urma întâlniri cu toate cele 114 autorități locale din județul Suceava, întâlniri cu ONG-urile partenere pentru obținerea unui feedback, precum și a unor recomandări prețioase în ceea ce privește modul de lucru, cu beneficiarii serviciilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Începând cu acest an, în cadrul campaniei Porți Deschise, ne dorim ca pe lângă prezentarea serviciilor noastre să salutăm inițiativele publice și private din comunitățile care acordă o atenție deosebită domeniului asistenței sociale. Astfel, începând cu luna aprilie și până în luna iunie, când ne vom deschide porțile, vor avea loc întâlniri cu toate cele 114 autorități locale, precum și cu ONG-urile și instituțiile partenere.